Un eveniment deosebit pentru comunitatea buzoiană a strâns astăzi la oaltă personalități locale bine cunoscute, dar și invitați de marcă din țară și din Republica Moldova. Ne dorim să apropiem oamenii de Dumnezeu prin parohie, să apropiem unii de alții prin parohie, să întărim parohiile, să apropiem oamenii de preoți și pe preoți de oameni. Și iată a venit ziua cea mare. Suntem onorați, deosebit să avem ca invitați la această lansare și pe doamna Diana Ciugureanu Zlatan, din un minunat om de cultură din Republica Moldova. Ba chiar ni s-a anunțat că va veni domnul ambasador, excelența sa, domnul ambasador George Călin, ambasador cultural al României la Convenția ONU pentru drepturile copiilor. Avem printre noi pe domnul redactor George Gavrilă Copil din București și mulțumim mult de asta. Domnul profesor doctor Valeriu Șușnea, o expoziție, ne-a onorat o expoziție primit cu tematica Vămile Păstuhului. Avem printre noi, ca invitați de onoare, pe domnul jurnalist Ioan Șolea, președintele AVOR, care ne va sprijini în lupta noastră pentru grata credință, și avem printre noi pe domnul scriitor Marin Frim, nu l-am putut observa, sper că a putut să sosească, pe domnul Aurel Angel, da, pe domnul Girel Pagu, precum și alți mari scriitori, ziariști, domnul Viorel Frâncu, suntem onorați, nu putem să ne iertați, nu putem să numim, să vă numim pe toți. Lansarea revistei de credință, atitudine, cultură și civilizație ortodoxă, Orizonturile Bucuriei, aduce în atenția cititorilor o nouă publicație, care se bucură deja de aprecierea cunoscătorilor, printre aceștia și ambasadorul cultural al României la Convenția ONU pentru Drepturile Copiilor, Călin Gheorghe. Întotdeauna o nouă publicație înseamnă noi oameni, noi căi de deschidere a cuvântului către cititor, către, în primul rând, aș spune către copii, pentru că, așa cum se știe, întâi a fost cuvântul. Și cuvântul, intrând în inima copilului, îl schimbă total. Un copil care scrie o poezie, un copil care citește o poezie, este un copil salvat. Acel copil niciodată, dar niciodată, nu o să-l vedeți că va înfige un cuțit în spatele prietenului lui. Așa cum fac ceilalți care nu au educație, care au căzut în patima drogurilor, a băuturii. Deci acest eveniment consider că ar trebui să zguduie societatea. Aici, la întorsura Carpaților, unde se găsesc cele mai multe schituri și peșteri rupestre din România, sunt peste 39. Aici, credința și ortodoxia își au rădăcini vechi, rădăcini milenare. La eveniment a fost invitată și Diana Ciugureanu Zlatan, urmașa primului premier basarabean din timpul Unirii, Daniel Ciugureanu. Am adevărate revelații de când comunic și te viu cu distinsul scriitor, poet Nicolae Mușat, directorul acestei superbe minuni, superbă, da, tautologie, deci acestei superbe reviste, acestei minuni de la cer, prin care Dumnezeu ne unește, ne binecuvântează și ne dă semne că suntem pe cale dreaptă.
Oaspeții au putut asista și la un scurt program artistic, dar au avut și prilejul de a admira o mini-expoziție cu lucrări semnate de Valeriu Șușnea, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Buzău.